Mi-a zis să vorbesc puțin despre asemănările dintre The Lion King și alte filme, iar în acest clip vă voi vorbi despre asemănarea dintre The Lion King și Frozen. Dacă vă veți uita cu atenție la cele două filme, veți observa asemănări destul de evidente așa între ele. Ambele filme încep cu un cântec ce transmite așa o atmosferă pe care o vom întâlni în film. Vedem astfel o prima asemănare între regatul Arendelle și savana africană. În ambele filme avem de-a face cu o familie regală respectată, iar asemănarea continuă și datorită faptului că familia regală are doi copii adorabili. Atât în The Lion King, cât și în Frozen apare o tragedie atunci când părinții Anei și ale Elsei mor înnecați, iar Mufasa este strivit de turma aceea de bivă. O altă asemănare este momentul în care Simba și Elsa fug de problemele lor și se izolează pentru o perioadă, lucru ce duce la cântecul caracteristic al filmelor, și anume Let It Go și Hakuna Matata. În ambele filme, lucrurile de la vechea casa personajelor o duc destul de rău, fiecare villain dorind să fie rege. Ambii villaini le fac pe personajele principale să le pară rău, zicând că Elsa și-a ucis sora, iar Simba tatăl. În final, ambii eroi se întorc acasă pentru a face lucrurile așa cum trebuie. Ambele filme se termină cu un final fericit. Dacă veți observa cu atenție, cam pe aceeași idee merge și The Black Panther, filmul celor de la Marvel. Familia regală, copil fericit, tată ucis, plecare, apariția unui nou rege și întoarcerea eroului. Filmul având un final fericit. Bine, acum nu știu dacă Frozen și Black Panther s-au inspirat de la Lion King, dar având în vedere că formula de Lion King a funcționat, nu m-ar mira ca Disney să o repete. Voi v-ați dat seama de aceste asemănări? Puteți lăsa un comentariu mai jos. Ok, cam atât pentru azi. Puteți da un subscribe, un click pe clopoțelul meu, un like, un follow pe Instagram și de ce nu să vă uitați și alte clipuri. Ne auzim foarte curând cu un nou clip. Salut! Pa! Interesant! De-abia aștept! Super!